Sfântul Mucenic Platon s-a născut în părțile Galației din Anghira. Pentru că se arăta mărturisitor al învățăturilor lui Hristos, a fost supus la diverse suferințe fizice din porunga guvernatorului Agripin. I s-a pus pe piept bucăți de fier încins, trupul său a fost aruncat în foc, smoală, unt de lemn încins. După multe pătimiri, guvernatorul îl sfătuiește pe Platon că e timpul să se abată de la moarte spre viață, adică să se închine idolilor și să scape de moartea venită prin chinuri. La uzul acestor vorbe, Platon a Spuns, bine mă înveți bine ca să mă zbat de la moarte spre viață, căci fug de moartea cea veșnică și caut viața cea fără de moarte. Nici focul, nici rănile, nici mânia fiarelor, nici tăierea mădularelor nu mă vor despărți pe mine de Dumnezeul cel viu, pentru că nu iubesc veacul acela de acum, ci pe Hristosul meu, care pentru mine a murit și a înviat. După ce a petrecut 18 zile fără mâncare și fără apă, i s-a tăiat capul. În bisericele romano-catolice, pe 18 noiembrie, este amintită Sfințirea Bazilicii Sfântul Petru și Sfântul Paul.